Bună, prieteni! Cu cât omul este mai în vârstă, cu atât este mai dificil să-l surprinzi. S-ar părea că acesta a văzut deja totul în această lume. Cu toate acestea, sunt sigură că imaginile din acest video vor șoca pe mulți oameni. Înainte de a începe, puneți like, abonați-vă și apăsați clopoțelul. Sunt sigură că aveți vreo idee cum ar trebui să arate un bumerang. Și acesta cu siguranță nu arată așa, ca o ramură. Indiferent cu ce viteză o aruncă acest tânăr, ea oricum se întoarce. S-ar părea că cerul s-a prăbușit la pământ. Acum ne putem plimba printre nori. E ceva cu adevărat fantastic. Imaginile date au fost filmate în Argentina. Acest corp ceresc pare a fi un meteorit, dar arată atât de incredibil încât oamenii nu-și pot da seama ce este într-adevăr. Cașade! Cașade! Aici, o conța curate! În urma unui uragan, în Florida, cerul a devenit incredibil de frumos. Ce înseamnă acest lucru și cum se explică această anomalie? Niciun om de știință nu a răspuns la această întrebare. Nu știu cum a crescut acest copac, dar mi se pare ceva ireal. Nimeni nu poate explica aceste imagini. Qui traverse la voiture de part et d'autre, traverse jusqu'au siège qui est transpercé. Nu cu mult timp în urmă se discuta foarte mult despre sfârșitul lumii, iar așa semne pe cer îi fac pe oameni să creadă și mai mult. Acestea nu pot fi explicate de nimeni. Never seen anything like this. The sky here in Escazú, Costa Rica. And look at the sky, it's absolutely... Dar așa ceva ați văzut vreodată? Picăturile de apă plutesc în aer, încălcând toate legile fizicii. De fapt, este o iluzie optică care nu poate fi explicată atât de ușor. Like, what is this? This is called levitating waters. It is actually multiple streams. Ați văzut vreodată o mașină pe drum care se prăbușește așa, pur și simplu din senin, de parcă s-ar lovi de aer? Aveți tot dreptul să nu credeți, dar se poate întâmpla și așa ceva. Priviți! Mulți cred că acesta este montaj, dar este posibil oare să monteze așa ceva? Oare ce forțe conduc aceste mașini? O figură feminină foarte ciudată urcă pe un pilon dintr-un spital din India. Mișcările ei nu seamănă a fi umane. Cine este și ce caută în spital nu se știe. Cât de uimitoare este această lume! Videoclipul dat a șocat mii de oameni. Cred că în viața reală această pietricică arată mult mai fermecător. Piatra dată este o confirmare a faptului că în lumea noastră există o mulțime de lucruri inexplicabile și incredibile. Oamenii consideră găinile creaturi fără gândire și logică. Desigur, capacitățile lor intelectuale sunt mai mici decât la câini, dar și ele sunt capabile să surprindă. Ce se întâmplă cu această găină? Se comportă așa de parcă ar fi hipnotizată. De fapt, aceasta este o abilitate tipică găinilor. Așa le-au creat natura. Dacă credeți că jucăriile de pluș își trăiesc propria viață, nu vă grăbiți să faceți o programare la un psihoterapeut. Mai întâi filmați tot ce se întâmplă în cameră. Cine știe, poate că veți face o descoperire foarte neașteptată. Căderea meteoriților nu este un fenomen atât de rar precum credem. În 24 de ore, pe Pământ cad 5-6 tone de meteoriți.
Cu toate acestea, puțini au reușit să vadă căderea meteoriților cu proprii ochi. Dar, datorită unor videoclipuri, putem vedea și noi această priveliște uimitoare. Ați fost vreodată în India? Probabil știți despre existența celui mai extins copac din lume. Acest copac, din cele mai vechi timpuri, este considerat un simbol al binelui și al răului. Mulți cred că aceasta este o pădure cu copaci, dar nu este adevărat. Banyan este considerat cel mai mare copac din lume, care acoperă aproximativ 1,5 hectare de teren. Se pare că pentru a admira o cascadă, nu trebuie neapărat să zburăm undeva. În Singapore, o cascadă uimitoare se află chiar în interiorul aeroportului. Arată fantastic! Acest videoclip a adunat milioane de vizualizări. Oamenii nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Se vede cum din mașină a coborât un bărbat, apoi femeia de la volan. Ceea ce se întâmplă în continuare este pur și simplu fantastic. Mașina singură părăsește locul de parcare și face câteva mișcări ciudate pe drum. Cum e posibil așa ceva? Unii oameni își trăiesc întreaga viață în așteptarea unui miracol, în timp ce alții singuri creează miracole. Această carte este o adevărată operă de artă. Pentru a crea așa ceva, trebuie să fii un adevărat magician. Aceasta este o casă unde nu există gravitație. E foarte ciudat ceea ce vedem, dar și destul de distractiv. Atât, prieteni! Apreciați acest filmuleț cu un like și scrieți un comentariu. De asemenea, abonați-vă și apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu toate postările noastre. Pe curând!